Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. În acest episod am o mare bucurie să ascult din nou o altă poveste de dragoste cu doi oameni faini care sunt implicați în lucrarea Teen Challenge, un loc care ajută pe anumiți tineri să scape de dependențe și vom afla despre această familie, care au fost începutul lor, um, care au fost o parte din trecutul lor. Și astăzi i-am ca invitați pe Raluca. Raluca, binevenit. Mulțumesc! Și pe soțul ei, Gregory. Bineveni, Gregory! Gregory, tu ești uh, român-american sau american-român? Român-american -român? Ameri român, american, sau american-român, nici nu știu eu cum să spun. Născut în America, părinții sunt români. Dar ai, ai atitudine faine și de român, dar și de american. Și... A, din 2017 sunt în România și m-am. am făcut mai mult român în okay. ultimile 6 ani de zile. Ce ce space la noi în, în România, în afară de mâncarea foarte bună românească? A, Hai, mă bucur pentru soția mea că am găsit-o aici în țară. Deci soția ta era tu ești Muncă. Da. O mâncă. da. da. Okay. da. e din București. Uh, îmi place cultura, îmi place oamenii, uh, îmi place uh, ce fac în România uh, și, și să văd uh, și lucrarea care se întâmplă prin Teen Challenge în România. Cred că asta m-a atras uh, cel mai mult spre România. Abia aștept să vorbim și despre Teen Challenge, însă pentru mine e o mare bucurie pentru că eu v-am prins înainte ca voi să luați avionul către state, înainte ca voi să vă mutați din nou în state și um, o să avem o conversație faină înainte de a povesti despre povestea voastră de dragoste, că abia aștept. Um, hai să vorbim puțin despre viața ta, Raluca. povestești ne ceva despre trecutul tău, cine ești tu și așa, așa mai departe. Sunt Raluca, am 27 de ani. Uh, M-am născut într-o familie creștină. Am mers de mică la biserică, uh, l-am cunoscut pe Dumnezeu de mică și până la vârsta adolescenței, uh, chiar pot să zic că am fost un copil cu minte, învățam, îmi vedeam de treaba mea, Până când am ajuns la liceu și acolo pot să zic că anturajul a început așa să ușor, ușor să mă schimbe sau să mă las eu schimbată de anturaj. Așa, cu mici chestii, mai chiuleam, cum se spune, o oră, două și de la asta am început așa ușor să merg în cluburi, să și beau um, și da, totul s-a întâmplat, adică sincer așa, deci așa de repede te acaparează anturajul nepotrivit. Da um, da, făceai lucrurile astea că ei te puneau să faci sau ca să fii acceptată de grup sau cum? Ca să fiu acceptată. Și ți, îți plăcea, de exemplu? Să... Da, îmi plăcea și adică pot să zic, deci atunci chiar, adică mă distram, știi, când chiuleam, mergeam, făceam ceva, mă distram. <gântu -i> nu pot să zic că acum, da, îmi pare rău. Dar atunci chiar era amuzant. Și am continuat așa până de la 20, 20 de ani. Uh, am avut și relații nepotrivite cu băieți, tot ce învățasem să. Să nu faci? Să nu fac, aia am ajuns să fac. Hmm. Și până într-un punct, asta pur și simplu nu o să-i niciodată când, chiar și în întunericul meu, în lumea mea în care eram, deci nu m-a lăsat niciodată Dumnezeu. Și Duhul Sfânt pur și simplu, deci atunci nu știam cine era. Nu-mi dădeam seama. Dar acum când dau în urmă pot să zic că, deci pur și simplu Duhul Sfânt îmi vorbea mereu și îmi zicea vină înapoi, hai înapoi. În ce sens îți vorbea Dumnezeu atunci? Să spune că era în club, să spune că beai ceva, era într-o relație potrivită și simțeai că, bă, stai că ceva mă trage, atrage. E, era chestia, știam că nu fac ce e bine și nu numai asta, nu aveam pacea aia. Deci să zicem mă distram și așa După ajungeam acasă singură Și pur și simplu Deci mă luau o stare Pot să zic chiar deprimantă hmm. Deci nimic Adică și după următoarea zi ok, Din nou râsete, zâmbete și după Deci aveai un gol din ala interior Pe care încercai să lăneci cu toate da. un gol Și simțeam asta de o perioadă Nu am băgat în seamă că Și Țin minte că eram uh, într-o relație cu un băiat de vreo 5 ani și simțeam din ce în ce mai puternică. Deci trebuie să pun capăt. Și un alt lucru care îl ador la Dumnezeu este că chiar și în uh, nebunia ta, când faci așa ce vrei uh, și zici așa o simplă rugăciune, el o ascultă. Și am hmm. zis, Doamne, uite, vreau să termin, dar nu, nu știu cum și am zis chiar te rog să mă ajuți. Fine, s-au întâmplat niște conjuncturi și așa și am putut să pun uh, capăt relației. Uh, am început după să merg din nou la biserică. Uh, știam că trebuie să rup gen toate relațiile de prietenie, adică nu put, deci chiar nu aveam cum să merg și la biserică și după totuși să continui relațiile. Ceea ce mi-a fost foarte greu, însă a fost un lucru extrem de important. Deci am văzut cum Dumnezeu a onorat enorm de mult. Deci practic am dat la toate prietenele mele, am zis noi nu mai putem să ieșim de azi înainte. Eu mi-am schimbat viața, avem vieți total diferite și nu mai putem. Și mă bucur foarte mult că Dumnezeu mi-a dat putere să fac chestia asta. A fost greu pentru că un an și puțin până mi-am făcut prieteni în biserică am fost singură. Dar acum aș face la fel. Adică... Când vă dați acum la viața voastră, n-am spus la început, dar voi aveți și doi copii. Un băiețel, cum îl cheam pe băiețelul vostru? Jason. Jason, care e o minune de copil, deci zâmbetul până la urechi și următorul copil care știți ce e? o fată? Sau nu, încă nu știm. Încă nu știm. Dar când vă uitați acum la, ca unul care nu pot să spun că vă cunosc de ani de zile, dar se vede că sunteți fericiți. nu pot să spun despre tine că, că ai fost și cu făcut lucrurile astea. Asta se întâmplă când Dumnezeu îți schimbă viața și uh, o întrebare, să-i dat viața pe care o ai acum să ai viața aia din trecut? Sau... Niciodată. Ce, ce și mai mult la ceea ce ai acum? Dar Da, nu, că lacrimile sunt acceptate, deci nu. Pur și simplu să văd cum mă iubește pe Dumnezeu și pe mine Dumnezeu și cum ne iubește. Să fie acolo jos și el să zică te vreau și ești al meu și răbdarea aia, pur și simplu. Nici acum, sincer, nici acum nu înțeleg cum de a avut răbdarea aia cu mine. Când deși știam și ziceam nu, și el era acolo și zicea eu te aștept. Hmm. Și sunt aici. Ce frumos. Nu aș da niciodată. Și încă un lucru de când sunt mică, așa, când chiar și când mă jucam cu popușile și -ma, mă imaginam eu mare, spuneam, Deci tot ce mi doresc de la viață este să mă căsătoresc și să am copii. Nu știu, așa asta a fost dorința mea și pur și simplu sunt copleșită să văd că acum chiar trăiesc chestia asta. Ce fain e să vezi că Dumnezeu îți restaurează viața, să vezi că îți iartă toate păcatele trecute, prezente și viitoare, dar nu, nu te lasă de acolo, de la nivelul, lasă că știu ce ai făcut în trecut, îți dă un nou viitor, îți dă o nouă nădejde, pace și asta nu pot să o, s o ești, dacă ar fi să zic așa. Era Luca, mersi foarte mult, abia aștept să ne spui și perspectiva ta cu povestea voastră de dragoste, cum v-ați întâlnit. Dar Gregory, hai să mergem la tine. Dacă te vede acum cineva, te vede un soț împlinit, bucuros, cum a fost viața ta? Cum a fost trecutul tău, puțin din istoria ta? Da, eu cum am spus la început, m-am născut în America, Uh, părinții am, ambii sunt uh, români uh, și pot să spun că am avut o copilărie sau o creștere în America destul de faină. Uh, părinții tădeauna a zis că uh, și ne-a spus mereu că vrem să vă oferim vouă ce noi nu am avut. Uh, și din punct de vedere material, din punct de vedere de sa ai lucruri în viață, nu era nici cel mai bogat, dar am avut și când am vrut ceva, părinții putea să oferă. Că munceau foarte, foarte mult, ca orice român care ajunge în state. Muncea foarte da. mult și fain că spui lucrul ăsta, dar în schimb faptul că a muncit foarte mult pe parcurs, acolo duci niște lipse, că foarte focusat pe muncă, pe era oameni de afaceri mini afaceri, să zic, și e uh, foarte prin și ocupat, dar și eu am fost crescut în uh, uh, un context creștin pentecostal. Până la vârsta de șase ani, bunica mea m-a bunica mea crescut din partea mamei, părinții lucra foarte mult, m-am născut în Chicago și bunica tădeauna punea implica principii creștini în viața noastră, ne spunea despre Dumnezeu, bineînțeles mergeam și la biserică, dar era o femeie foarte, foarte credincioasă uh, și a fost un model mm -hmm. pentru noi yeah. și o, o femeie care... Uh, ne-a arătat dragostea necondiționată. să nu, nu, nu zic că nu părinții nu arăta, că și părinții arăta dragoste, dar uh, la, uh, a avut un impact în primii șase ani uh, de zile din viața mea și uh, ca să zic ca orice familie, dar nici nu vreau să pictez că familia mea a fost perfect. Faptul că am crescut în cadrul bisericii, am avut foarte multe uh, probleme și era certuri prin case. Uh, Uh, și noi ca copii pe parcurs am fost și noi, uh, pot să spun, afectați uh, Eu împreună cu frații mei, suntem patru în total Ați patru băieți Suntem Nu, suntem pat, uh, două surori mai mari, okay. eu și atunci am un frate mai mic uh, Și fratele meu mai mic are uh, sindromul Down okay. uh, Dar noi am fost, uh, pot să spun, am fost afectat. Uh, și nu o să intru în toate detaliile, dar da, adică imagina asta că am fost în biserică și am crescut în biserică nu înseamnă că familia a fost perfect și uh, la vârsta de 6-7 ani ne-am mutat în Phoenix, Arizona uh -huh. acolo am copilărit să zic, am crescut Părinții s-au accesat mai mult pe afaceri, din nou am dus o, o, o viață din punct de vedere material și din punct de vedere de a ne de grijă destul de faină. Am fost uh, 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 în concedii, părinții ne-au iubit, uh, dar am dus lipsă. Uh, mai ales când am început în tinerețe, părinții s-au accesat și mult mai mult pe afaceri. Deci practic aveai atunci nevoie de timpul ăla de calitate cu da. părinții tăi da, pot să spun lucrul ăsta cred că din partea lui tata mai mult 100% mama a fost foarte implicat și tata a fost implicat în viața mea și îl onorez și le iubesc pe amândoi dar de multe ori pot să spun asta ca acum fiind tată mă focusez foarte mult să să petrec timp de calitate cu copilul meu, de acum până când va pleca Până Legat. va pleca și mai departe. Dacă mai vrea să vin. Mm. Uh, și atunci în Arizona, așa, în tinerețea, am început și eu ușor-ușor uh, cu un anturaj uh, cu băieți din cartier. Uh, băieții care am început să mă înconjor cu părinții lor, uh, erau dependenți de droguri. Unul dintre ei, tatălui, vindea droguri. Uh, cred că la vârsta de 17 ani am început cu marijuana și Pastile. Aveam un verișor mai mare decât mine, care consuma și el marijuana. Atunci nu era cine știe ce mare marijuana, era un fum care fumez și. Uh, da, la 12 ani am început uh, treptat, treptat, și uh, la vârsta de 16 ani deja eram dependent de heroină și aveam. Serios de heroină, chiar așa? De... Heroină și deja aveam dosar penal uh, ca minor. Dar întrebarea aici, cum de ai ajuns până la, să știu din ce știu eu, din, că e unul dintre cele mai grele droguri, așa Da, da. Uh, având în vedere că ăsta, am fost crescut în Arizona, e fix lângă Vama de Mexic și e foarte încărcat cu mai multe tipuri de droguri, că vine tot uh, prin uh, granița de Arizona-Mexic, Uh, dar la vârsta de 16 ani uh, am fost. Uh, uh, prins pentru un dosar penal și aveam și posesie de marijuana, și atunci am început o probațiune, unde trebuia să mă întâlnesc cu oficierul fiecare lună și trebuia să fac test de droguri și uh, așa cu marijuana, asta în sistemul tău de 30 de zile, pentru 30 de zile. Și având asta în vedere, că dacă greșeam, mă punea în, în pușcărie, un băiat mai câțiva, an, câțiva ani mai în vârstă decât mine, în cartier, tot așa din anturaj, fuma heroină. Și într-o zi îmi spune că există un drog care uh, te simți de 10 ori mai, uh, mai, bine. mai bine decât marijuana și stă în sistemul tău pentru 3 zile. Și asta e heroină. Ca așa e, între 3 da. și 5 zile, depinde de consum. Și bă, ce tare, copil, fără să, știu nimic despre drogul respectiv, am încercat o dată, am încercat de două ore, am încercat de trei ori. Dar a fost diferit, când a luat prima doză, a fost diferit ca și taste, da. ca și gust? Față ca de... și gust, ca și sentiment, ca și high, a fost foarte diferit, da. Mai ales, la, cred că la primele zile de consum aveam o stare de vomă, de greață, mă simțeam, da, greață sau. Um, și, a, a, da totuși uh, era un sentiment acolo, uh, un high, un feeling. Și după trei zile când am zis, ok, hai că ia o pauză, atunci am început să intru în niște sevraje, nici nu știam ce sunt sevraje. Și a fost un uh, niște simptome de uh, uh, febră, adică febră uh, flu, flu type. Da, răcit. Ca uh, era uh, acum eram răcit, uh, nu puteam, uh, transpiream, nu puteam să dorm, aveam stare de vomă, uh, diaree. Uh, Toate astea, Da frisoane și nu am dat seama ce se întâmplă până am început să pau și de la băieții așa mai mari și când am început să le văd că am dureri, am dureri și când tregea un fum de marijuana și adică starea asta de tot corpul, de, de jos și atunci când tregea un fum de heroină, bam, era ca un om normal. Uh -huh. Și da, nu a durat mult, să îmi dau seama că a fost sevraj și așa că au început să o consumă în continuu. Hmm. O, oh, deci, cam asta, e, um, e, e trecutul vostru. Repet, ca unul care vă ascultă acum prima dată spune că, bă, vorbiți despre alte, alte persoane. Um, ce s-a întâmplat la tine? Soția ta, scumpă, ne-a zis că ea a părăsit anturajul, Dumnezeu i s-a descoperit, i-a răspuns pe înțelesul ei, au revenit în biserică și viața i s-a schimbat. Dar la, la tine cum a fost? Uh, deci, eu la vârsta de 16 ani abia am pornit, uh, să spun, uh, am fost dependent până la vârsta de 22 de ani, m-am îndepărtat de uh, biserică, uh, dar în inima mea tot căutam pe Dumnezeu să las asta așa pe masă. Uh, și tot am continuat cu anturajul tot am continuat cu prostii și bineînțeles în dependență în timp de consum uh, se, se face mult și mult mai grav situația, adică nu se îmbunătățește și de la 16 ani la 17 nu puteam să mă opresc am ajuns la 17 ani și jumătate în închisoare, am stat șase, aproape 7 luni în închisoare până la vârsta de 18 ani am ieșit afară la vârsta de 18 uh, nu a durat 6 luni de zile până am prim, luat alt dosar penal și mi a prins poliția într-o mașină furată și posesie de marijuana și uh, de droguri uh, și Nu cu de dependența asta, viciul ăsta te-a condus pe tine care erai un băiat bun, cu minte, cu familie, cu situație foarte bună, să faci anumite si anumite decizii. Da. Da, pot să spun lucrul asta, da. Am început să o iau în uh, stânga și am început să devin foarte curios. Uh, am fost învățat în biserică, am fost învățat de părinți, nu fa asta că nu e bine. Okay. Nu fa asta că e păcat, nu fa asta că mi a geniat. Nu, nu și dar niciodată v-a fost dată o explicație. De tot timpul spune accentul pe nu? Da, nu. nu, nu că nu, e păcat nu, nu. sau e geniat? Super. Hai, că vreau să încerc și eu. Da. Și așa toate ce a fost spus să nu le fac, le-am făcut. Și un lucru foarte fost grez, curios. vreau să intervin aici pentru că de multe ori aud asta, este un lucru foarte greșit că noi astăzi ca, și, ca creștini suntem cunoscuți pentru așa nu și nu așa da. Putem să prezentăm, uite astea sunt lucrurile pe care le facem noi și sunt frumoase și Dumnezeu le spune. Dacă nu dai o explicație, și eu sunt o fiere foarte curioasă. Da. Și mă aștept să primească. și, practic, în tine lucrul ăsta a o determinat o căutare după de ce mai greșit, totuși, de ce așa? Nu mă mulțumește răspunsul ăsta. Uh -huh. Așa e. Și. Uh, da, a continuat cu dependența la vârsta de 18 ani, aproape 19. Am încercat pe toate, am încercat. Uh, heroină, cocaina, crack, uh, metafetamină, pastile, de la farmacie, de toate. Uh, nu ți-a fost frică că vei muri? Uh, Pentru că eu știam că, de exemplu, la astea pot să mor deja, nu? Uh, nu, 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 nu mi-a venit frica de moarte până am început, uh, în jur de 22 de ani, atunci m-a lovit așa o frică de moarte. Că nu am realizat încă Uh, situație care m-am băgat în. Pentru mine a fost fun and games. Da, a fost uh, distracție. Distracție. Uh. Și asta e, asta e adevărul că la început de dependență m-am distrat. De la vârsta de uh, și soția mea zicea că mergeam în club la început. Uh, eu la vârsta ei când consumam și ieșeam cu prieteni la petrecere a fost distracție, pentru mine a fost plăcere, a fost o bucurie. Uh, nu pot să spun că o bucurie care ne dă Dumnezeu, care o am acum. O plăcere temporară. O plăcere temporară, corect. Da, da, da. Și acum mă interesează când mm. a fost momentul ăla în care zis gata, Nigiu, Doamne, am nevoie de tine. De uh, to lay it out, deci pentru de la, cam de la vârsta de 18 când am devenit mai serios până la 22 de ani am încercat o grămadă de căi să mă schimb încercat vr vrând sau nevrând am fost în închisoare consilieri, medici, pastile, medicamente reabilități asta pe am spus peste tot să încerc muncă, dragostea bineînțeles să-ți găsești o fată și nu, nu puteam să găsesc scăpare la vârsta de 20 aproape 21 de ani Uh, am ajuns înapoi în arest, uh, de data asta în închisoare, în închisoare la major. Am stat vreo 3 luni jumate, am ieșit uh, câteva săptămâni înainte să împlinesc 21 de ani și am zis că sunt gata. Bineînțeles, n-am fost gata. Am vrut să fiu gata, dar n-am fost și am intrat înapoi în dependență. Uh, am jurat toată viața mea că nu o să consum uh, droguri cu seringa. După aia am început să am ajuns și eu la seringa, Serios, la doș unul de ani uh, și atunci uh, s-a schimbat toată viața uh, e, și în perioada aia când am ajuns înapoi la seringă nu mai a fost distracție a, nu am -a fost plăcere trebuia să fur, să, să consum am um, um, tratat pe familia mea ca ultimul gunoi uh, pe cei mai apropiați de mine surorile mele nu mai au vrut să dea, dea face cu mine ei amândoi deja era căsătorit în casa lor și cum nații mei, tot așa. Uh, furam din casă, furam din magazinuri, furam din biserici, furam din oriunde, din, de la oricine, nu contează. Prietenii mei, anturajul meu care a fost doar droga și dependența a fost cel mai bun prieten și părinții și cei care m-au iubit cel mai mult a fost cel mai mare dușman. Și pe ăsta le treteam cu drag și cu respect și le pupam în fund, să zic. Yeah, yeah, și pe părinții, era aruncam în gunoi. Și punctul ăla a, a, atunci a fost o, o ca un, un, un nor negru care a venit deasupra viața mea și mi-a dat seama de realitate și am zis că sunt dependent și vocile în capul tău că nu o să fii bun de nimic, niciodată o să reușesc, niciodată. Uh, am strigat către Domnul, că am cunoscut despre Domnul toată viața mea, mereu mai mă suna bunica care m-a crescut și, și a Gregorii, ce mai faci? Cum ești? Și eu Eram sincere cu ea, știi? Era, ea avea 80 și ceva de ani și nu sunt bine, tot droga, tot și pe telefon să ruga, plângea, slăvit să fie domnul. Ce domn, înseamnă domn. în viață să ai pe cineva care se te bată la cap și spună, haide, haide, cum da. ești, cum așa? Bunica ta mai este în viață? No, no, nu. Poveste... Mi-aș fi dorit să o... Da, no. -o da e o poveste foarte faină no. uh, și când m-am pocăit, ea a zis că Gregoriu nu o să mor până să te văd că te-ai pocăit. Ce fain! Ce fain! Și uh, momentul, uh, m-am strigat către domnul, a fost scurt la țintă, am zis, Doamne, dacă exist și ea și adevărat dăm o cale de schimbare, unul la mână, două la mână, nu mă lăsa să mor drogat. Nu mă lăsa să mor drogat, că aici mor. Mm. Și atunci a început să se întâmplă niște lucruri. Bineînțeles, moartea era... Bătea la ușă, mereu era uh, uh, momente de moarte, mai ales în dependență, supradoze, uh, furam de la deal de droguri, bătăi, mai multe chestii, uh, dar vedeam mâna lui Dumnezeu cum lucra și când am strigat către Domnul uh, a venit mama mea, am ieșit de închisoare, nu mai aveam dosar penal deschis, nu mă trebuia să mă întâlnesc cu probațiune să fac test de droguri, eram liber, la liber să consum. Și așa a fost. Și a zis, Gregory, există un program, Teen Challenge, e un program de un an de zile, aveam un, un verișor oarecum care era în program, divorțat de soție, probleme mai grave ca orice dependență, ea are probleme mai grave și era și sora mea prezent și matușa mea și a zis, e un program Team Challenge, Iisus Hristos poate să schimbă viața, e 13 luni de zile, cum a fost în America și poate să se schimbă Domnul până acest program. Am uitat la ei, am zis, lasă-mă, pace cu vrăja la voastră, du-te tu la Domnul Iisus Hristos și spune ce face El pentru tine, eu nu mă bag. Următoarea zi eram singur acasă, mama era plecat cu fratele meu la o programare de doctor și a bătut cineva la ușă și era un băiat de la Teen Challenge. Random, așa divin. Întâmplare, Întâmplare. Nu programat, nu, nu se programează aceste lucruri. Bătut la ușa mea, următoare zi. A doua oară când a avut de Teen Challenge. Ok. S-a prins o lumină. Cum a zis și la Luca, vedeam mâna lui Dumnezeu lucrând. Dar nu mi-a dat seama că era mâna lui Dumnezeu. Că tot mintea care trăiește în întuneric nu se dă seama de lucruri care sunt în lumine, dar e tot o atragere acolo. Uh, foarte în, uh, interesant vorbea, vorbește în Matei cum doi orbi, uh, orbi l-a urmat pe Dumnezeu. Hmm. Doi oameni care au fost orbi, uh, cred că e Matei 7, uh, care mergea după Domnul. Mergea după Domnul. Cum? Îl vedea. Adică tot era ori, dar totuși simțea prezența lui Dumnezeu și îl urmărea, și așa s-a întâmplat și mie. După o lună de zile de acest întâmplare am fost la un dealer de droguri, la el acasă, în alt cartier în alt zonă, era în jur de 5 sara, și consumam acolo non-stop, și în jur de 5-6, bate cineva la ușă spune Gregory, du-te deschide ușa și dacă e cineva care încearcă să solicită ceva, spune că nu suntem interesanți și să pleacă, deschid ușa. Alt băiat de la Teen Challenge să uită la mine direct în ochii mei și zice că sunt aici să spun cum Domnul Iisus Hristos mi a schimbat viața și a fost dependent de heroină și metafetamină. Îi cunoșteai pe mine ăștia? Nu le-am cunoscut. L-am cunoscut după ce nu, am Nu mă referă înainte de... Nu le-am cunoscut deloc. Și deci într-o lună de zile, de trei ori, am auzit de acest program Teen Challenge uh, și a fost după ce mi-am rugat, Doamne, dacă și real, dăm o cale. Că eu nu, nu știu. Deci, până acum, când aud așa firul vieții voastre, se ridică părul pe piele și spui, măi, astea nu sunt coincidențe, nu sunt întrebări. Uh, nu sunt lucruri la întâmplare, pardon. Ce mă interesează de acum înainte, E foarte fain cum totuși cum v-ați nimerit voi doi, știi? Adică din toată lumea. Tu cu Ce trecutul tău. Deci modul în care vă uitați să vede că vă iubiți, deci, e, e, e wow. Uh, tu înainte să te întâlnești cu Gregory, când s-a povestit despre viața că e povestit că... Da. Îți băia acum, dar înainte da, da, eram da. așa. Ce reacție ai avut? Deci, eu când mă rugam pentru soțul meu... Deci am, am am un jurnal, și acum l am că o, o să-l păstrez mereu, și am făcut acolo niște liniuțe, și am zis, Doamne, cinci liniuțe, și am zis, Așa, Așa, Așa vreau să fie soțul meu. Și primul lucru a fost clar: să-l iubească pe Dumnezeu din toată inima, și al doilea să fie din timp Challenge. Tu vorbești, dar cum de ce ți-au venit? Ideea e că mergând la biserica 43, uh, acolo Mergă merge din challenge din București și tot vedeam toate mărturiile lor și știam și trecutul meu și am zis, mă, și ce-mi doresc pe cineva care să fi trecut prin tot ce e posibil pe lumea asta. A. Pentru că știu că o să mă înțeleagă și pe mine cu Trecute. trecutul meu. Nu știu, pur și simplu așa. Și ce rugăciune îndrăznețea ai avut Așa. Și mi-a răspuns Dumnezeu. Mereu o spun, la Raluca, când nu-ți place ce fac, sau să te aduci te... aminte. Tu te-ai rugat pentru asta, <laughs> <o>, adică... <laughs> și chiar îi zic, boi chiar ai dreptate? Nu am ce să mai zic. Nu am ce să mai Ea zic. s-a rugat pentru... Și... Da. Dar nu le-ai da. judecat că asta... Deci, având doi copii și fiind... La... Când ești tată de băiat, îl vezi, că e puternic, se ridică, va plânge, nu e nicio problemă că ești tată de fată, deci nu știu, nu, știu, cum dacă veți avea fată sau, sau băiat, dar dacă vei avea fată, ascultă-mă ce spun, ai să te bucuri, dar după asta o să-ți o întrebare, băi, cu cine să facă căsători fata asta? Deci este involuntar să nu-ți treacă gândul ăsta prin cap ca, ca tată. Părinții tăi când au auzit că l-au făcut închisoare sau că au fost, care a fost reacția lor? Că pe tine te-au văzut, te văzut fericită, mă gândesc. Da. Um. Să știi că mi-a plăcut foarte mult de părinții mei mm. pentru că au avut foarte multă încredere și în mine. Și după ce l-au cunoscut pe Greg, au putut să vadă schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o și cum este Greg acum. Mm. Și l-au plăcut foarte mult din prima. Adică, mami, deci, țin minte când. Vedea la noi Gregorii, deci parcă eu nici nu mai eram acolo, cerea Gregorii ce să-ți dau, Gregorii nu știu ce, hai povestește -mi. deci l-au plăcut foarte mult. Hmm. Da. Ce tare! Și um, în ce conjunctură v-ați întâlnit voi doi? Um, eu în 2017 am venit în România pentru să a sluji în lucrarea Team Challenge. Uh -huh și acolo fiind parte din Biserica 43 era și ea parte din același biserică Tu încă nu erai, erai doar în trecere Da, da, eram atunci în trecere am stat trei luni și atunci m-am întors în SUA dar la sfârșit de 2017 am venit să zic pe bune în România m-am mutat și atunci din contextul bisericii ne-am ne întâlnit. Mm. Ne-am observat în 2017, dar nu am vorbit pentru că l-a prezentat în față, a zis eu sunt pentru, adică pentru trei luni și, și în mintea mea, da, adică el pleacă înapoi în America, nu are nicio treabă cu România. Pot să zic că, da, prima dată, na, când te uiți la un băiat sau băiatul se uită la fată, îți place de el da, ce da, vezi da. față și, și mi-a plăcut am zis nu nici, adică nici să nu mă gândesc un alt lucru pe care vreau să-l menționez când m-am întors la Dumnezeu i-am promis lui Dumnezeu că eu și dacă o să-mi placă enorm de mult de un băiat nu o să fac deloc primul pas adică nici să îi zic bună sau să, de deci bă. am zis oricât de mult Îți promit că nu vreau el să vină. Vreau să fie pur și simplu totul așa. Și uh, a plecat în 2017 după trei luni. Da. Timp te... în care te ai scos carnețelul tot și doamne, fă să fie Greg, glumesc. Nu, dar nici nu înainte, deci înainte să știu de Greg era acolo. Și după te-ai întors în... După m-am întors. Am văzut și... că s-a întors. Și uh, și deja a început să meargă. Nu, dar o poveste foarte să uh, mă așa, salute, fă Așa mă. De, de dragoste, de de copilării așa. Uh, eu slujeam în, la tineret uh, acolo la 43 și era în timp de Crăciun. Și noi uh, am făcut o licitație de a strânge fonduri pentru o organizație pentru Crăciun. Și licitația aia tu trebuie să vii cu darul tău, uh, orice ar fi, oameni cu, îți fac un tort, fac babysitting, îți schimb ecranul la iPhone, depinde în domeniu care lucrezi și, și îl pui la licitație și atunci cine câștigă ei banii aia să donează spre lucrare și trebuie să, să, faci programare cu persoana respectivă să împlinești acest lucru care a câștigat. Și mi-a tot pus acolo uh, liderii un curs de engleză. Lasă-mă în pace un curs de engleză. și uh, Când m-am licitat eu pe mine, că eu eram licitatorul, <laughs> Raluca era unul dintre fetele care uh, a început, era trei fete. Era fii sinceră, fii sinceră. Aveai tu nevoie de engleză sau că l-ai văzut pe grec, era acolo? Clar, ah, am bun. să ies cu el. Așa a fost. Deci. <laughs> Și uh, în mintea mea zis, Bă, sper să câștigă fata asta. Adică să nu să zgrăcești la, nu știu, o sumă de bani și, din păcate cred că s-a oprit la vreo 70 de lei. s stai, oprit. pentru că mereu ne contrazicem, a zis că nu am vrut să dau mai mult, nu. Deci n -a chiar meritat 70 am. de lei. Nu. E preț mare pentru România, by the de <laughs> A fost ideea că nu voiam să vadă cât de mult gen îmi doresc. Că ești disperată. Da. Vrei să vezi? Da. Gen am licitat dată de două ori. Puteam să merg. Dar am zis nu, mă opresc. Și am zis nu. Deci asta a fost motivul. Bună ziua, domnul profesor. Și deci. <laughs> deci, deci după aia tot ne-am văzut în contextul bisericii și... Uh... Dar trebuie să spui când a fost prima interacțiune între Da, într-o sară de tineretă și Nu, a fost un concert. A, un concert, da. un, Ce un fain concert. Ce că asta îmi place de fiecare dată când am povești de dragoste. E scala care sta dacărușit la un meci de tenis. Tang, tang, da, tang. Da, tang. Da, da. Detaliile sunt importante. Ok, deci la un concert, da? Da, și eu eram pe picior de plecare și o așteptam pe o prietenă de-a mea, eram fix lângă ușă. Și văd cum vine Gregory și mă întreabă dacă îmi place concertul. Deci aia a fost prima dată când am vorbit. În fine am zis că am vorbit acolo și de acolo, pentru că mi-am ținut promisiunea. După am început așa ușor, noi mereu după biserică tinerii ieșam la mol să mâncăm la o înghețată. Și mereu îi ziceam, vrei să vii și tu cu noi, și mai mulți? Și mereu refuza. Și am zis, mai dar ce e cu băiatul ăsta? E Super ciudat Misterios. După să înțeleg că el era Deci el era voluntar Și la uh, Latin Challenge Aha. Și se oferise Adică el conducea mereu după biserică Mereu eram șofer și trebuia mm. să duc Pe băieții înapoi și, Adică centrul din București E vreo oră din oraș și Să merge înapoi mm. și să ajunge În oraș și așa, deja pleacă acasă <laughs> Și? Și da după am înțeles și așa am început să povestim și atunci cred că eu am inițiat să ieșim la o cafea. Da. La o cafea. Ce s-a întâmplat la cafea? Despre ce ați vorbit? A fost ciudat parcă, nu? <laughs> da, da, A fost foarte ciudat pentru că am vor... adică a fost ok, am vorbit, nu știu ce. Și am zis după aia să ne plimbăm prin centru să-ți arăt și eu Bucureștiul. Și pur și simplu, deci Mergea totul ok, vorbeam și doar îl văd că se uită la ceas și face am stat trei ore împreună, este destul trebuie să plec. Bai, deci nu eu cred nu am ai făcut. Nu ar... cum ba... să reacționez, deci am rămas șocată. Da, eram puțin uh... <laughs> Da, în capul meu, mă gândeam, deci în capul meu, nu știu, da, american, În engleză a fi sunat da. altfel, corect? Da, da. Dar în română, oh, da, sorry, time's up aia. Yeah. Da, da, mă gândeam în capul meu, ziceai, prima dată când ne vedem, ok, între două și trei ore stai, <coughs> dar mai mult e too much, you know? Și așa am, am tăiat-o <laughs> destul de brusc. A. Da. Și pot să spun și uh, eu, pe parcurs de întâlni, eu am fost foarte nehotărât. Mm. Uh, ea a fost, iar a fost mult mai hotărâtă, uh, dar eu am fost destul de nehotărât și, de ce, că în, în mintea mea mereu trecea: e, e de la Domnul, nu e de la Domnul. Nu? Și mă luptam oarecum cu gândul ăsta, așa de mult cât m-am obosit uh, până când uh, am început să mă gândesc și niște mentori de a meu, și păi, nu e ceva rău. Ieși afară cu ea, vezi dacă da, sunteți da, 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 uh, com compatibil, nu? Compatibil, Așa? da. Compatibil. Da. Vezi dacă vă înțelegeți, ieșiți în, discutați, în da. grup, discutați, adică nu seamnă că ieși cu ea deja te căsătorești cu ea. Așa a fost, da. Eu, ca asta vreau să fac o paranteză. Țin minte că și eu eram, uh, că dacă o fi, că nu, nu eram, nu, a zis el, scuze, a zis el că eu eram hotărâtă. Eu eram hotărâtă, am zis, măi, vreau să ies și să văd dacă ne înțelegem. Și să-l cunoști, da? da? Adică, poate să nu meargă. Da, asta trebuie să vedem, pentru asta eram hotărâtă. Și da, știam ce voiam, adică nu voiam uh, să ies. Uh, dar ăsta e primul pas, adică ieși, uh, vorbiți, vedeți... Și Chef. un pas foarte important, că da. am avut, chiar acum am filmat de o săptămână și eu, un podcast pe tema asta și a datingului și a căsătoriei. Căsătoria foarte importantă, dar pașii până la căsătorie, dacă nu cunoști persoana de lângă tine, e destul da. de... Și atunci tu practic ai început să povestești cu el. Da. Cum ți se părea că gândea atunci? Uh, îmi, îmi, plăcea, îmi plăcea foarte mult, adică... Uh, vedeam cum îl iubește pe Dumnezeu, deci chiar era domnul, domnul, dar îmi plăcea că era și, avea și chestia asta, știi prin ce a trecut? Era și open minder. Era deschis la minte. Da. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Un alt lucru, l-am Deși, de s-a întâmplat de vreo trei ori în care pur și simplu, deci începusem să vorbim, vorbeam de două luni și dintr-o dată random, când prin mesaje, îmi zicea, eu nu mai vreau să fac asta, gata, nu mai vreau să vorbim, nu vreau, nu știu Reu? ce. -i... Da, wow. da, deși nu recomand. <gânghe> Am văzut de ce ești binecuvântat cu o soție care au o mare credință și mare har, ca să spun da. așa. Și ma, da, eram tristă pentru că, adică, era cu mine, mă, știi, adică, vrei sau nu vrei, știi, preferam să zică, băi, gata și gata. Dar am apre... după am înțeles că el, de când s-a întors la Dumnezeu, atunci erau 5-6 ani, el nu a vorbit cu nicio fată. Mm. Deci el a zis, Doamne, știi cum vreau să mă concentrez așa de mult, adică să, res... să restaurăm relația noastră și așa. S-a concentrat foarte mult și asta am apreciat. Mm. Și am și înțeles oare de unde venea chestia asta, știi, ba, da, ba nu. Uh, ultima dată când s-a întâmplat, că și asta trebuie să zicem. Da. Uh, vorbeam și mi-a zis hai să ieșim, am găsit un local foarte drăguț, nu știu ce și în mintea mea am zis gata, o să-mi că e gata să gen să trecem la dating. Mâncăm, desert tot acum, și la sfârșit îmi zice că motivul pentru care ne-am întâlnit este că vreau să zic că eu nu mai. Nu că, jugat. bă băiat, fratele, mama mea, wow. Deci am rămas și deci, am zis. Asta stai e un, a, asta stai a, stai e fază de film, mă, deci, da. că dacă bă, și am zis, să-mi scrii printr-un mesaj. Deci mai ai făcut să vin tocmai până aici Scuze că râd, prea... Știu, da. acum arăt E comic, eu. da, e comic și eu păi... Dar da, da, eu zic să-ți dați seama cât de nehotărât eram Dar era așa... mai imaginez pe el galant cu zâmbetul pe buze Dar el era praluc. cu zâmbetul pe buze Cum mi-a zis Gen, Că voia să fie drăguț Știi, uite, ne-am întâlnit ca să zic De deci ce am rămas șocată? Și după am mers împreună că era un eveniment la Arenele Romane Și am zis nu, nu mai accept asta Și am zis uite-te la mine I-am zis, eu nu mai vreau să vii după trei zile și să-mi zici gata vreau să vorbim din nou I-am zis acum tu ți e tot timpul pe care, de care ai nevoie să iei o hotărâre Și o hotărâre nu încep cu mine, ne căsătorim și gata O hotărâre vreau să începem să ne cunoaștem, să ieșim așa să vedem dacă ne înțelegem sau nu? I-am zis până atunci nu mai îmi scrie nu nimic. Și în inima mea și în mintea mea, deci eu chiar mă gândeam că o să dureze două, trei luni și chiar eram pregătită să aștept, că nu eram... Uh... și peste trei zile îmi scrie. Telenovela abia de aici începe. Ce ai scris? <laughs> Poți să ne întâlnim. <laughs> poate să ne întâlnim, dar uh, mi-a pus într-o poziție și m-a bucurat foarte mult uh, să mă hotăresc și m-am gândit foarte mult, știi, dar eu, ce se întâmpla în mine era și, cred că, o frică de... Nu, acum înțelegem, noi râdem, e, acum ea. zâmbim, dar nu poți... Da. Ce am apreciat mult la tine din ceea ce am ascultat și asta, na, ei, povestea este comic în sensul că e, uh, îți vine să râzi când auzi așa la prima da. moment, dar în spate da. eu, ca bărbat, apreciez foarte mult că n-ai vrut să te joci cu sufletul ei, deși pare că te-ai jucat, dar având explicația dinainte că nu pot, dacă nu serios, dacă nu așa. Și asta a fost data când ai fost serios după asta, nu? Da, da, că mă gândeam și tot așa, nu pot să bat de joc nici de fata asta. Adică ne plăceam unul de altul și adică nu a fost niciun, nu pot să zic că nu a fost niciun red flag, ceva care spune fugi în cealaltă parte și um, da, avea, avea dreptate. Greg, cred că noi dacă ne-am mai fi petrecut mult timp împreună a fost buddies, da. prieteni. un Cred că dacă îngerul tău păzitor l-ai fi văzut, cred că era face tot timpul. Da. Păi băiatul, doamne, dă să... păi nu vezi că e aici? A... Go for it. Așa tu... e. Da, deci e, um, și după asta mai, mai, sunt curios de o chestie înainte să vă pun ultima întrebare, mai avem 5 minute, zboare timpul. Um, cum ai cerut -o în căsătorie <laughs> pe Luca? Luca uh, deci, uh... de, deci de aici s-a făcut vreo fază când te-au cerut. Da. În căsătorie? N -n... Nu, dar a fost... de, de fapt, ia spune tu Luca. Aveam planificat uh, o ieșire okay. în Paris cu sora lui, soțul ei, copiii la Disneyland, știa că îmi doresc, nu ajunsesem niciodată și a planificat. Și în mintea mea, noi vorbisem deja de căsătorie și așa, în mintea mea am zis aici o să se întâmple. Am fost la turnul Eiffel, știam, adică în ziua aia știam și am zis mama aici, am zis hai să-mi iau ce am cel mai drăguț, aici se întâmplă, Nimic Deci am rămas, am zis, ceva e neregulă După am mai fost uh, Bine, mai așa După am fost în, la Disneyland, am ajuns Și am zis Mama, aici trebuie să se întâmple Deci a așteptat toată ziua Ne-am dat în toate chestiile alea, șapte ore Și în mintea mea am zis, eu las să se termine ziua asta și după îl iau tare și zic Auzi, dar ai de gând să mă cere aici în Paris, știi, gen, orașul iubirii, nu știu ce a așteptat până la sfârșit și la final în fața castelului m-a cerut. Cinderella's Castle. Bă, fratele, deci știi cum? La, la tine am înțeles o chestie. Deci tot tipul desertul, mâncarea și așa bea după aia. La... Da. Și așa, da, acolo am cerut-o. Știi când stai așa, râzi, bești bucuri. Ce poate să facă Dumnezeu În doi oameni două destinii diferite și după asta să se aduc împreună. Um, asta face Dumnezeu foarte frumos. Și vreau să vă pun acum ultima întrebare la fiecare. Um, întrebare clasică, deja de vorbă podcast că este marca înregistrată. De ce Isus? Uh, uh, eu de ce Isus în viața mea? Am auzit despre Domnul toată viața mea. Am crescut în Biserică. Nu l-am cunoscut deloc. În moment din viața mea, când era life or death, viața sau moarte pentru mine, Dependența la capătul drumului, am strigat către Domnul. Strigat către ultimul persoană că am zis, să încercat o grămadă de căi și am văzut mâna lui cum m-a scos din groapă și m-a pus pe stâncă și a avut răbdare cu mine cum zicea el, Luca. Și... În alte întâmplări din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu lucrând. Coincidence. Oamenii că ori coincidență. trebuia să fiu mort, trebuia să fiu dar nu eram acolo. Sau mașină. Uh, nu eram în mașină când a făcut accident și. Uh, pentru, mie, pentru mine, pentru mine, de ce Isus e că eu în ziua de azi, acum 11, aproape 11 ani de când am, am devenit liber de dependență. Dacă tot eram în consum, eram mort sau în închisoare. Dar că Isus a intrat în viața mea și eu am deschis ușa, mi-a schimbat-o, mi-a întors-o pe dos, mi-a dat un scop în viață. Am lăsat viața mea din America, am venit în România șase, aproape șapte ani de zile. Și ești un tip foarte hotărât. Foarte hotărât. La început, în că zic nu, dar <laughs> destul de hotărât și e și, și soția mea. Uh, și și când am văzut că Dumnezeu mi-a schimbat viața, am zis, Doamne, nu știu, am ce să-ți ofer? Ce să-ți ofer? N-am nimic, chiar sunt nimic. Dar ce pot să-ți ofer e da, daul meu și viața mea. Mm. Și îți spun, <coughs> Isus în viața mea, adică noi, în familia noastră, acum, acum, mutarea asta, o schimbare mare. Avem o pace incredibil și bucurie. Eu sunt împlinit în uh, căznicia mea, în viața mea, uh, cu familia mea, în lucrare care o fac. Uh, pentru mine, Isus uh, e real. A intrat în viața mea și mi-a dat viață și viață din belșug. Și dacă nu era pentru Isus, era mort. Hmm. Asta e ar fi răspunsul meu și mult mai. Și pot să stau o oră și să spun pe subiectul Dar, ăsta, dragilor, da? faptul că plecați în America, asta nu înseamnă că nu putem să facem podcast și la distanță. Corect. Asta vă aștept la următorul podcast. Sau, sau te ducem în America să facem sau podcast. Facem. Asta, vorbeam cu, asta vorbeam cu Iosif, <laughs> că am zis că, mă, dar de vorbă podcast, ce ar fi să facem acolo și cu comunitatea de români de americani de acolo? Deci să ne legătura. Scurt, în 30 de secunde, de ce Isus pentru tine, Raluca? Uh, cum am zis, a fost momentul acela când i-am zis, te rog să intervii tu. Uh, și știu că poate pare mic, dar mie de fiecare dată Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni specifice și în cele mai mici detalii. Și prin asta eu am putut să văd și să-i simt dragostea și să știu cât de importantă sunt eu pentru el și cât de importante sunt cele mai nesemnificative lucruri în ochii lui mm. și una alt lucru e cel mai bun prieten al meu oh, ce fain uh, Gregoriu mulțumesc foarte mult că ați venit abia aștept să ne întâlnim și data viitoare Luca și uh, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o călătorie faină către state și abia aștept să ne reîntâlnim și nu ne-a bine Dragilor, asta poate să facă Dumnezeu cu un om care își predă viața lui, se uită la el și are încredere în el. Dați o familie fericită, Gregory și soția lui. Vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!